Ridichea neagră este utilizată în medicina naturistă încă din cele mai vechi timpuri, datorită proprietăților sale care au rol în ameliorarea afecțiunilor de natură digestivă, biliară și pentru facilitarea recuperării în urma răcelilor. Sprijină buna funcționare a ficatului, conținând antioxidanți cum ar fi glutationul, împiedică ficatul să devină supraîncărcat cu toxine. Este unul dintre alimentele care conțin acest antioxidant, astfel că poate fi inclus într-o dietă sănătoasă pentru ficat. Întărirea sistemului imunitar. Are cantități semnificative de vitamina C, care are rol în întărirea sistemului imunitar, deoarece este implicată în formarea globulelor albe, care luptă împotriva germenilor și scad riscul de a dezvolta unele afecțiuni. Contribuie la reducerea colesterolului. Ajută la menținerea tensiunii arteriale sănătoase și a nivelurilor de colesterol, ceea ce reduce șansele de ateroscleroză, atacuri de cord și accident vascular cerebral. Contribuie la fluidizarea secrețiilor bronșice datorită conținutului său bogat în substanțe active sulfurate. Datorită conținutului mare de fibre și apă, consumul de ridichea neagră favorizează tranzitul intestinal și are un rol în ameliorarea constipației. Ridichea neagră conține o cantitate importantă de rafanină, o substanță ce contribuie la menținerea în cote normale a hormonului secretat de glanda tiroidă. Vă dorim multă sănătate!